protestez și nu pentru prima dată împotriva atitudinii irresponsabile a domnului Marian Lupu, președinte a Parlamentului, care era și președinte a Parlamentului în aprilie 2009, atunci când am suferit un accident, eram în exercițiul mandatului, am fost bătută intenționat de angajații mei Petru Corduneanu și Dumitru Rusu, pentru că am văzut cum au omorât în piață, cum au bătut tinerii, cum le-au pus cătușele și ca să nu aibă martori, dar de fapt ei m-au urmărit și pe parcursul zilelor anterioare și Marian Lupu era obligat ca conducător al Parlamentului, eu fiind deputat, să creeze în 24 de ore Comisia de Cercetare a Accidentului și nu a făcut-o nici pe parcurs de 3 ani și jumătate cât s-au scurs din acel moment. Am depus o mulțime de cereri ca să creeze acea comisie, le-a ignorat și în legătură cu asta deja am 5 cereri depuse ca să mă primească în audiență. Mă duc în audiență atunci când este hotărârea Parlamentului, prima zi de luni a lunii, care îl obligă prin lege, legea cu privire la pensionare, să primească cetățenii în audiență. Și nu mă primește, nu are când, omul nu știu ce se întâmplă, dar nu mă primește. Este și hotărârea judecății deja, care nu o execută. Și acum protestez, am protestat și în fața reședințelor în zilele când trebuia să aibă audiență și nu m-a primit. Și acum am hotărât să vin și aici la Parlament să atrag atenția că legile pentru ei nu sunt. Sunt nu știu pentru cine făcute, ei nu le respectă, dar în primul rând drepturile cetățeanului pentru ei nu înseamnă nimic. Și dacă se comportă cu mine așa un fost deputat, ce să vorbim de atunci când scrie o petiție un cetățean dintr-un sat îndepărtat și așteaptă să îi se facă dreptate, că petițiile nici nu le semnează lui el, nici nu are când semna, nici nu se uită ce semnează. Adică niște angajați din aparat care fac din capul lor și asta vreau să-i spun, să mă duc direct la el și să-i spun, să-i arăt ce a semnat, ce semnătură pune și cum își permite să încalce în așa fel legea și nu mă primește. Și atât de asta am hotărât să vin și aici să atrag atenția, să aibă simțul și să respecte legea și drepturile mele și să mă primească în audiență ca să-i spun cum de timp de 3 ani și ceva nu ai niciodată drepturi. Nimeni? Nu, nu ești nimeni. Nu știu dacă o să iasă. Cât timp îți trebuie? De ce n-ai plătit concediu medical așa cum scrie legea? De ce n-ai creat comisie de cercetare a accidentului? Rușine să-ți fie! Cât o să-ți calzi dreptul de picioare? Nu găsești timp să mă primești în audiență? Ți-ai strâns un aparat acolo de guzgani? Care nu vin măcar ei? Păsilieri nu vin să asculte ce vor să-ți spună oamenii? Legea te obligă să-i primești în audiență și să-i asculți. Ai timp? Cu ce te ocupi? Au drepturile cetățenilor, nu sunt o prioritate, nu sunt valori pentru dumneata.